României. Ca să înțelegem mai bine situația politică la zi și ca să ne dăm seama dacă, că de curând vom vorbi despre un nou Partid Național Liberal, îi spunem bună seara domnului președinte Ludovic Orban, fostul lider al Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Domnule președinte, ați anunțat astăzi dezafilierea de la grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, dar ați precizat că rămâneți membru al acestei formațiuni. E doar o etapă din îndepărtarea dumneavoastră de Partidul Național Liberal, așa cum este el condus în momentul de față? M-am simțit obligat să fac acest gest, pentru că eu consider că ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni a reprezentat o trădare a angajamentelor pe care le-am luat față de cetățenii români în campania electorală. Decizia de dezafiliere din grupul Partidului Național Liberal este o decizie pe care m-am simțit obligat să o iau pentru a putea respecta în continuare contractul pe care, practic, contractul de reprezentare care l-am încheiat cu cetățenii români care au avut încredere în noi și au pus speranțele în noi și au crezut ceea ce am spus, că le promitem 4 ani de stabilitate, de investiții, de dezvoltare, de creare de locuri de muncă bine plătite, de creștere economică constantă, de creșterea calității vieții a serviciilor publice. Adică este, domnule Orban, este o etapă sau mai urmează și altele? Am spus foarte clar că ești un om deschis care fac publice intențiile. Condiția de revenire în grupul parlamentar al Partidului Național, cele 3 condiții pe care le-am pus, au fost foarte clare. 1. Partidul Național Liberal se întoarcă cu fața către cetățeni, să-și respecte angajamentele luate și, evident, să nu mai asculte comenzile absurde, ilogice, iraționale care vin de la Cotroceni. A doua condiție este ca Florin Câțu și cu o parte dintre cei care l-au sprijinit și care au făcut un rău imens Partidului Național Liberal să plece acasă. Și a treia condiție este refacerea coaliției de centru-dreapta, care este singura soluție aflată la îndemâna decidenților politici astăzi, singura soluție onorabilă, decentă, care permite Partidului Național Liberal cu niște parteneri cu care are afinități să-și atingă obiectivele pentru care noi ne-am dat cuvântul în fața românilor. Bun, domnule Orban, cazul în care nu se vor întâmpla aceste lucruri, nu mă voi întoarce în grupul parlamentar și este foarte posibil să iau la revedere de la echipa demolatoare care practic a reușit să prăbușească în 4 luni de zile într-un mod fără precedent încrederea în Partidul Național Liberal și care alături de Iohannis au provocat o gravă criză politică care din păcate îi lasă pe cetățenii români fără un guvern capabil, fără un guvern investit cu deplină capacitate de exercițiu care să rezolve problemele cu care se confruntă cetățenii. Ca să fixăm un pic, domnule Orban, lucrurile, dumneavoastră spuneți că e posibil să și plecați din Partidul Național Liberal, probabil făcându-vă o formațiune proprie, așa cum s-a și vehiculat în spațiu public, mă rog. Dar dumneavoastră nu plecați singur, adică toată această ieșire a dumneavoastră este una importantă pentru că conduceți o facțiune în continuare din Partidul Național Liberal. Cât de mare este aceasta, domnule Orban? Mi-e greu să vă dau acum informații despre, cum să spun, să vă dau cifre. Pentru mine calitatea umană contează, sunt convins că cei care mă urmează sunt oameni de caracter, sunt oameni cinstiți, sunt oameni care cred în valorile liberale, oameni care sunt în permanent contact cu oamenii și care înțeleg foarte bine ce trebuie să facă parlamentarii liberali în această situație. Voi vedea, în mod evident, că până la urmă este o decizie individuală a fiecăruia dintre colegii mei
mai ales la nivelul Parlamentului, și personal eu niciodată nu am pus presiune sau nu am încercat să îi determin pe oameni să acționeze decât în conformitate cu propria evaluare și cu propria conștiință. Luați în calcul și posibilitatea ca actuala conducere a partidului să vă excludă din formațiune ca urmare a părăsirii grupului parlamentar? Știu că e o situație stranie. Există parlamentari independenți care sunt afiliați unui grup parlamentar, dar foarte puține sunt cazurile când un membru de partid nu face parte din grupul parlamentar al formațiunii pe listele căreia a fost ales. Grupul parlamentar răspunde la comenzile lui Câțu și al lui Iohannis. Practic, aceste comenzi, atâta timp cât sunt contrare interesului public, contrare intereselor fundamentale ale cetățenilor români, pentru a putea să mă poziționez onest, cinstit în raport cu oamenii care au avut încredere în noi, a trebuit să iau această decizie. Pentru că eu nu mai pot să primesc ordine de la Cotroceni sau să primesc ordine de la Câțu, ordine care nu sunt înțelese de nimeni și care practic au creat o stare de nemulțumire și de revoltă fără precedent în rândul cetățenilor români. Asta este sensul. Sigur că mi-aș dori din toată inima, speranța mare ultima, mi-aș dori din toată inima ca să-și revină Partidul Național Liberal, să se elibereze de toate comandamentele care sunt comenzile care sunt venite de la Cotroceni. Din păcate, e puțin probabil în momentul de față, așa cum arată toate structurile decizionale ale partidului. Păi eu am fost acuzat că iau decizii singuri. Păi la mine reuniunile forurilor statutare ale partidului durau ore întregi. Am trăit practic o situație pe care eu personal n-am mai întâlnit-o. Nici n-am apucat să mă conectez online la ședința Biroului Politic Național. Ședința Biroului Politic Național s-a terminat în 4 minute, mai puțin de 4 minute. Nici măcar nu a fost o dezbatere sau o decizie, pur și simplu o informare seacă cu ce trebuie să facă partidul la ordinele Cotroceni. A fost mai degrabă o informare decât o discuție, dar cât timp sunteți dispus să așteptați ca partidul să îndeplinească cele trei criterii pe care le-ați enunțat dumneavoastră? Nu foarte mult timp. Dacă chiriașul de la Cotroceni se încăpățânează în a impune un guvern care nu are majoritate parlamentară, eu vă spun că pentru prima oară în România sunt posibile alegerile anticipate. La ora actuală, contextul politic parlamentar este de asemenea natură încât trei formațiuni politice sunt în situația să-și doresc alegeri parlamentare anticipate și până la urmă aceste alegeri anticipate sunt soluția dacă președintele se încăpățânează să nu țină cont de nevoia ca un premier desemnat să aibă capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. Nu poți să desemnezi premier pe un om, să-i spui, da, te desemnezi premier, dar tu faci guvern minoritar, care nu are majoritate în Parlament. Cum să fie investit un guvern care nu are capacitatea de a forma o majoritate în Parlament? Iar un alt lucru care mă deranjează, nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajungă o conducere a Partidului Național Liberal să cerșească pur și simplu votul de la PSD. Domnule Orban, se poate încăpățâna în continuare, în sensul în care îl propune pe domnul Ciucă, până la urmă premier, am văzut, merge în Parlament, nu obține votul de investitură. Nu înseamnă că vor urma alegeri anticipate, adică putem zace în starea aceasta la nesfârșit. Nu se poate chiar la nesfârșit. Păi de ce nu ziceți că nu? Prevederile constituționale sunt foarte clare. Președintele poate să dizolve Parlamentul după consultarea președinților celor două camere, după două eșecuri în investirea unui guvern. Da. Adică, practic, două guverne care sunt respinse de Parlament nu primesc votul de investitură. Sigur că în Constituție scrie președintele poate. Pe de altă parte, în cazul în care nu vrea să dizolve Parlamentul și persistă în desemnat de premier care nu au capacitatea de a obține majoritate parlamentară, așa, până la urmă se poate ajunge inclusiv la un conflict juridic de natură constituțională, în care Curtea Constituțională să se pronunțe foarte clar cu privire la interpretarea
acestui text și să stabilească cum este interpretat corect acest text din Constituție cu privire la alegerile anticipate. Păi se poate ajunge la situația în care se poate perpetua un absurd vorbind. Pe 3 ani de zile să rămână Câțu interimar la Palatul Victoria. Așa ceva nu este admisibil, nu este constituțional, nu este în spiritul Constituției și nu are nimic democratic. De altfel, inclusiv președintele, dacă se încăpățânează în a prezenta astfel de soluții absurde, care nu țin cont de prevederile constituționale și de spiritul Constituției, inclusiv președintele poate să ajungă în situația în care să fie contestat mandatul de președinte, dacă el perpetuează în mod artificial criza. Dar credeți că în momentul de față ar exista formațiuni dispuse să intre într-un conflict deschis cu președintele Klaus Iohannis dintre formațiunile parlamentare pe care le vedem în acest moment? Probabil nu în momentul de față, dar oricum, în ultimele 4 luni, președintele Iohannis, în loc să fie un mediator, a fost o sursă de conflict. A fost cel care a avut o influență decisivă în, practic, ruperea coaliției, în divizarea Partidului Național Liberal. Rolul președintelui este să unească, rolul președintelui este să pună la mată, rolul președintelui este să armonizeze punctele de vedere contrare din societate. Ăsta e rolul teoretic, constituțional. Rolul președintele s-a dovedit mai mult ca un factor de discordie și de conflict, în loc să-și utilizeze pârghile constituționale. Să ne aducem aminte că desemnarea anterioară a fost în persoana lui Dacian Cioloș, care, în mod evident, Dacian Cioloș se știa că nu are capacitatea de a obține o majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului. A fost așa, ca o desemnare pedeapsă, ca să-i arată lui Cioloș că nu are capacitatea să formeze guvernul. Numai că în timpul ăsta n-am avut guvernul. S-a perpetuat criza, s-a adâncit criza și problemele sunt din ce în ce mai serioase în societatea și în economia românească și la ora actuală, din cauza încăpățânării inexplicabile a președintelui, suntem în situația în care practic suntem obligați să stăm cu un guvern interimar care este complet lipsit în momentul de față de orice autoritate și de orice capacitate de a putea oferi soluții problemelor care se confruntă societatea românească. Domnule Orban, acum s-a produs astăzi un eveniment, sigur, poate e o decodificare greșită care i-a fost atribuită. Vine președintele României, se întâlnește cu domnul Ciucă aseară și cu domnul Florin Câțu. Ies pe surse niște informații din această întâlnire conform cărora s-a mai flexibilizat, asta este terminologia, mandatul domnului Ciucă să negocieze cu cei de la USR și cu cei de la PSD să poată să primească probabil și locuri în guvern. Și domnul Câțu astăzi se opune acestei decizii și contrează practic această idee a președintelui. Se poate naște de aici un conflict între domnul Florin Câțu și domnul președinte? Eu nu cred în zvonistică. Îl cunosc pe Florin Câțu și știu că nu ar îndrăzni să-i se opună președintelui Iohannis. Eu sunt convins că asta este înțelegerea cea pe care o transmite public Câțu și anume s-a hotărât să se meargă în continuare pe forțarea unui guvern minoritar și să nu se accepte revenirea în guvern a celor de la USR. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Asta e zvonistică. Nu există nicio confirmare din partea cotrăcinilor, că așa este. De altfel, Iohannis, dacă se supără pe Câțu, îl trimite la plimbare în 5 minute. Păi cum ar putea Câțu face asta? Câțu nu-și poate permite să-l contrazică pe Iohannis. La ora actuală, că mă și amuză când îl aud pe Câțu cum dă declarații, că la ora actuală nu mai ia decizii în partid un singur om. Când tocmai asta este, la ora actuală, un singur om ia decizii în Partidul Național Liberal, iar acel om nu este în Partidul Național Liberal, este președintele României. În perioada în care am produs eu partidul, deciziile au fost luate în forurile statutare. Și nu a existat o practică, mai ales în momente de genul ăsta. Niciodată eu nu am încercat să-l pun pe președintele României să ajungă în situația de a încălca Constituția, cum se întâmplă. Dar după congresul din această toamnă, când și-a securizat Florin Câțu poziția în partid, credeți că mai e vulnerabil în fața președintelui Klaus Iohannis?
ce poziție și-a securizat? La ora actuală, Câțu nu are niciun fel de autoritate în Partidul Național Liberal și el va rămâne președintele partidului formal, dar atâta timp cât acest lucru îl va dori președintele Iohannis. În momentul în care președintele Iohannis se va hotărâi să-l trimită la plimbare, o va putea face în doi timp și trei mișcări, cum zice vorba. Deci, spuneți că liderii care l-au susținut în toate aceste luni, oamenii care au militat pentru alegerea domnului Câțu în fruntea partidului, mă refer la, nu știu, oameni precum Emil Boc, oameni precum Gheorghe Flutur, oameni precum Alina Gorghiu și mulți alți parlamentari sau președinți de consilii județene sau primari cunoscuți, nu îi sunt loiali persoanei Florin Câțu, ci au acționat la recomandarea. Ei nu au fost loiali, și nu l-au considerat niciodată un lider autentic nici în timpul campaniei electorale. Cunosc foarte bine discuțiile dintre ei. Nimeni nu-l consideră pe Florin Câțu un lider autentic și un om care într-adevăr să merite să fie urmat. Noi susținem pe Florin Câțu, cei mai mulți dintre ei, pentru că așa au primit dispoziție de la Cotroceni. Și pentru că, în mod evident, unii au făcut tot ce este posibil ca să nu mai fie o președintele Partidului Național Liberal. Iar modul în care a fost aleasă această conducere este cel mai nedemocratic mod de alegere a unei conduceri a oricărui partid politic în toată istoria de 31 de ani. Niciodată n-a existat împiedicarea exprimării votului liber prin patru sisteme de control, așa cum au fost utilizate într-un mod securist la acest congres. A fost fraudat votul de la congres? Păi normal că nu pot să zic că a fost fraudat. Oamenii nu au fost lăsați să voteze. Oamenii a fost viciat în mod evident de controlul exercitat asupra votului prin mai multe sisteme de control care au fost gândite în laboratoare, care nu pot fi în laboratoarele democratice ale unui partid politic. Dar încă o dată, nu mă întorc la... Nu ne mai întoarce, dar... Din păcate este legată de România. Problema este că și Câțu și Iohannis se încăpățânează din niște motive pe care eu personal nu pot să le înțeleg, să nu oferă o soluție acestei crize politice grave care a fost declanșată de Câțu și de Iohannis. Păi a oferit o soluție, domnule Orban. Septembrie, prin demiterea ministrului Justiției. Generalul Ciucă este soluția. Poftiți? Generalul Ciucă nu este o soluție? Eu nu cunosc un guvern în Europa Democratică care să fie condus de un general. Chiar nu cunosc acest lucru. De la De Gaulle încoace, care a fost președinte, a fost ales de oameni și a fost ales pentru faptul că a reprezentat, practic, a fost un simbol al libertății Franței în raport cu Germania. Eu nu cunosc șef de stat și de guvern în Europa care să fie purtat haina militară, să fie general. De altfel, poziția de prim-ministru este o poziție politică, prin excelență, care presupune o cunoaștere profundă a sistemului politic, al partidelor, care presupune negociere, dialog, care presupune flexibilitate, presupune armonizarea unor puncte de vedere care sunt de cele mai multe ori divergență în momentul în care oamenii se așează la masa negocierilor. Ați văzut că a cerut un armistițiu astăzi. În politică nu merge cu exercitare de tip militar autorității prin comandă. Domnule Orban, s-a cerut un armistițiu astăzi. Înțeleg că sunteți contrari ideii de armistițiu. Ba mai armistițiu degrabă... pentru ce? Armistițiu trebuie să fie între Iohannis și Câțu. Trebuie să fie armistițiu. Da. Păi nu e un război. Să fie armistițiu. Deci la ora actuală criza a fost provocată prin niște decizii care nu au avut girul forurilor statutare ale Partidului Național Liberal. Decizii unilaterale care au fost luate de Câțu, probabil, adică nu probabil, mai mult ca sigur cu acceptul explicit al președintelui, iar președintele și cu cel care a fost ales președintele Partidului Național Liberal, respectiv Florin Câțu, fac tot ce este posibil să prelungească această criză și refuză soluția evidentă pentru toată lumea care stă la îndemâna oricui și anume refacerea coaliției. Domnule Orban, evident... Și Ciucă, ascultați-mă, și Ciucă este pus într-o situație jenantă. Deci e desemnat prim-ministru, dar îi se spune, bă, nu faci guvern decât guvern minoritar. Păi cum să faci guvern minoritar? De unde să obții voturi? PNL și UDMR împreună au 163 de voturi pentru investirea unui guvern
sunt necesare 234 de voturi, minimum 234 de voturi. De unde se adună celelalte voturi pentru a reuși investirea guvernului? Ce armisticiu să se facă? Păi... Eu nici nu știu ce idee e asta, idee de armisticiu, dar ce a fost un război? Păi e un război acum între partidele politice. Nu, fel de război, nu. Da, domnule Orban. Nu este război, este o criză politică care trebuie soluționată democratic, prin mijloace politice, prin dialog, prin conciliere, prin negociere și trebuie degajate acele soluții politice care stau în picioare. Nu soluții absurde în care investesc un guvern minoritar și după aia mă duc să cerșez votul de la PSD. După aia, văzând că PSD nu vrea să-mi dea voturile respective, mă duc să cerșez votul de la USR pe care i-am atacat în ultimele două luni, nu eu. Liderii din echipa demolatoare au făcut praf USR și au făcut tot ce este posibil ca să nu se întâmple orice punct de comunicare cu cei de la USR. Domnule Orban, ideea este următoarea. Suntem în această situație, cred că e clar pentru toată lumea, pentru că s-a dorit înlăturarea dumneavoastră din fruntea Partidului Național Liberal. Ce nu este totuși clar este motivul pentru care s-a dorit această înlăturarea dumneavoastră și înlocuirea cu Florin Câțu. Există această suspiciune în legătură cu care vreau să vă întreb, care îl include pe domnul Ciucă. În urmă cu exact un an, domnul Iohannis a mai venit o dată cu ideea domnul Ciucă atunci când cei de la USR Plus spuneau atunci că nu își doresc un premier Ludovic Orban. Nu vă doresc ca premier. Și atunci se vehicula ideea că domnul Iohannis a venit în cap ideea domnului Ciucă. Și acum vreau să vă întreb, dumneavoastră v-ați opus la momentul respectiv nominalizării domnului Ciucă în postura de premier? Deci să ne aducem aminte că după demisia mea în data de 7 decembrie 2020, dintre toți miniștrii din cabinetul pe care l-am condus, președintele l-a numit ca premier interimar pe domnul Ciucă. Preferința pentru domnul Ciucă s-a manifestat încă de atunci. Da. Un alt lucru care este mai puțin cunoscut, dar prezența domnului Ciucă pe listele Partidului Național Liberal ca și candidat la Senat pe Dolj a fost o cerere a președintelui. În mod evident, nu s-a pus pe masă în mod deschis posibilitatea de desemnare a domnului Ciucă, dar toată lumea știe și de altfel am și dat declarație publică pe tema asta. Eu nu pot să fiu de acord ca un liberal care prețuiesc în primul rând libertatea, dialogul, negocierea, care respect cu sfințenie drepturile și libertățile fundamentale. Nu pot să fiu ca liberal pentru o soluție care să provină din armată, unde armata are o altă cultură. Mod evident, poate să fie un cadru militar, poate să fie parlamentar, poate să dețină alte funcții, dar funcția de prim-ministru este o funcție prin excelență, deci v-ați opus fundamentală atunci într-un sistem democratic, iar un premier nu își impune deciziile prin comenzi în ordine, ci prin dialog, negociere, prin convingere, cu argumente, prin căutarea punctelor comune. E foarte logic ce spuneți. Depărtarea diferențelor de opinii. Domnule Orban, v-ați opus la momentul respectiv numirii... Păi am și dat declarații publice în vremea respectivă. Bun. Și credeți că asta a constituit această răceală dintre dumneavoastră și Klaus Iohannis, care a dus la această lună septembrie dezastroasă? Eu nu pot să-mi găsesc nicio explicație legată de atitudinea domnului Iohannis față de mine. Eu sunt un om corect, un om care respectă toate înțelegerile, un om care a colaborat extrem de bine intenționat, un om de bună credință și nu există niciun fel de motiv care să poate să justifice o atitudine atât de încrâncenată din partea lui Iohannis împotriva mea. Probabil altele sunt explicațiile și le vom afla în curând. Eu nu exclud posibilitatea ca Iohannis să aibă un proiect cu PSD. Iar dacă Iohannis are un astfel de plan cu PSD, cum începe să se vadă, probabil asta este motivul real, pentru că Iohannis știe despre mine că eu nu aș fi acceptat niciodată nicio formă de înțelegere cu PSD prin care să abdicăm de la principiile noastre, de la valorile, de la crezul nostru și mai ales de la obligațiile care le avem față de electoratul care apreciază ideile liberale și Partidul Național Liberal pentru un oblat cu PSD. Credeți că dacă la momentul demisiei dumneavoastră din funcția de premier ați fi acceptat propunerea președintelui în persoana domnului Ciucă pentru a forma noul cabinet, astăzi
sau mai bine spus, la cel mai recent congres al partidului, domnul Ciucă ar fi fost contracandidatul dumneavoastră la șefia PNL? Eu sunt convins că și dacă Câțu nu ar fi decis să candideze la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, Iohannis ar fi sprijinit pe altcineva să candideze împotriva mea. Iar aici, atitudinea președintelui Iohannis față de mine nu este nouă. Să ne aducem aminte că eu am, practic, m-am retras din cursa pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal în 2014, când Iohannis a manifestat dorința, după ce m-a anunțat în candidatura la președinția PNL după demisia lui Crin Antonescu și demisia lui Iohannis. Practic, am fost unul dintre cei mai activi lideri politici în campania prezidențială și era evident că după alegerile prezidențiale câștigate de Klaus Iohannis a existat o înțelegere clară între noi ca eu să fiu copreședinte din partea fostului PNL. Cu toate astea, după ce a câștigat alegerile prezidențiale, Iohannis a venit și a impus-o pe Alina Gorghiu ca și copreședinte din partea fostului PNL. Inclusiv în campania din 2017, în prima parte a campaniei, domnul Iohannis a ieșit în spații publice cu Cristian Bușoi, care era contracandidatul meu. Până la urmă a renunțat să sprijine până în final, pentru că și-a dat seama că era o soluție extrem de proastă pentru Partidul Național Liberal, care nu a fi putut să-l ajute în obiectivul fundamental pe care l-avea de a recâștiga mandatul de președinte în 2019. Inclusiv în cadrul campaniei pentru Parlament, intervenția președintelui Iohannis în activitatea guvernamentală nu a avut darul de a ajuta Partidul Național Liberal în campanie. Hai să ne aducem aminte că unele dintre măsuri au fost anunțate de președintele Iohannis de la masa guvernului. Ca atare, această, cum să spun, lipsă de simpatie pe care a manifestat-o președintele Iohannis față de mine, nu este nou. Dar asta nu justifică intervențiile profund nedemocratice. Și modul în care președintele Iohannis practic a acționat în toată această perioadă. De altfel, oamenii văd, urmăresc, își fac opinii, își fac păreri. Eu, asemenea, prăbușirea unui președinte în funcție, cum a fost prăbușirea din ultimele 4 luni, eu nu am cunoscut, nici măcar Băsescu, când a anunțat tăierea pensiilor salariilor, nu s-a prăbușit într-un asemenea hal. Credeți că își va asuma cineva un proces de suspendare în cazul președintelui Klaus Iohannis, având în vedere atitudinea sa în timpul pandemiei și sau contribuția la, despre care vorbiți dumneavoastră, sigur, și sau contribuția la criza politică actuală? Nu știu dacă se va iniția un proces de suspendare, dar într-un fel a acționat președintele în perioada în care eu am fost premier și ne-am confruntat cu primul val, cu al doilea val și într-un mod cu totul și cu totul diferit s-a comportat președintele în momentul în care România era sub amenințarea valului 4. A încercat președintele și în timpul mandatului dumneavoastră să intervină? Clar, un val extrem de feroce, cu riscuri majore pentru sănătatea categoric populației. A încercat și în timpul mandatului dumneavoastră de premier să intervină în gestionarea pandemiei? A avut propuneri și de la acea dată pe care le-ați combătut? Am avut o colaborare foarte bună, a fost extrem de preocupat de pandemie, s-a implicat în luarea deciziilor, ne-am consultat permanent, a fost proactiv și a avut intervenții foarte benefice în perioada mandatului meu, care până la urmă ne-au dus totuși la decizii care au salvat vieți, care au ajutat foarte mulți cetățeni să nu contracteze acest virus. Și cum se explică atitudinea relaxată din timpul mandatului premierului Florin Câțu? Probabil a convins domnul Câțu că împreună au învins pandemia. Am înțeles. Să știți că astăzi, simultan cu anunțul pe care dumneavoastră l-ați făcut privind dezafilierea de la grupul PNL, a apărut și știrea potrivit căreia fratele dumneavoastră, consilierul prezidențial Leonard Orban, a decis să se pensioneze. Au apărut speculații potrivit cărora cele două decizii ar fi fost într-un fel sincronizate. Doriți să comentați posibilitatea ca retragerea din activitate este o coincidență a fratelui să aibă legătură cu anunțul este noastră? O coincidență. Decizia fratelui meu este o decizie un pic mai veche,
o decizie la care m-a reflectat, o decizie care mi se pare corectă. Leonard Orban a servit statul român cu profesionalism și bună credință, punându-și la dispoziție toate cunoștințele, toată experiența, și a servit statul român lucrând cu foarte mulți președinți, premieri, indiferent de culoarea lor politică. Fratele meu niciodată n-a fost membru de partid, el a fost un profesionist, un expert care și-a făcut datoria pentru țară. Decizia nu are legătură, este o coincidență că practic astăzi a apărut informația, pentru că fratele meu urmează să se pensioneze începând cu data de 1 noiembrie. Domnule Orban, dar vă mai povestea, că bănuiesc că frați fiind, vă mai povestea ce se întâmplă acolo la Cotroceni? Nu l-ați întrebat pe fratele noastră ce se întâmplă cu președintele României, că nu-l mai recunoașteți? Colaborarea dintre fratele meu și președintele României a fost o colaborare pe competențele. Asta e clar. Pe care da. Era consilier prezidențial fratele meu. Fratele meu era consilier prezidențial pentru afaceri europene, practic pentru implicarea președintelui și toată activitatea la nivel european, în special la nivelul Consiliului European, dar nu numai. Bun, domnule Ludovic Orban, urmărim evenimentele în continuare. Ați spus că în scurt timp, dacă nu sunt îndeplinite acele revendicări, vă veți face un partid nou, asta am reținut din ce ne-ați comunicat astăzi, și că vor merge cu dumneavoastră, probabil... Nu e posibil să mă despart de colegii mei, pentru că, din păcate, astăzi Partidul Național Liberal nu mai are nicio legătură pentru cu ceea ce trebuie să reprezinte Partidul Național Liberal. Noi am presupus deciziile, că despărțirea implică și apariția unui nou partid. Deciziile sunt de multe ori contrare principiilor liberale, valorilor liberale și mai ales comportamentului de-a lungul istoriei a Partidului Național Liberal, care întotdeauna a pus interesele fundamentale ale României pe primul plan. Astăzi trebuie să vedem cum hachițele, mofturile și ambățul uneia sau altuia sunt determinante în luarea deciziilor și nici de cum interesul public sau interesele... Dar, domnule președinte, noi am presupus că anunțul dumneavoastră privind posibilitatea despărțirii de PNL implică și apariția unei noi formațiuni politice. E posibil și acest lucru, dar încă nu am luat o decizie. Dacă voi lua deciziile, voi anunța public, așa cum am făcut întotdeauna, în mod transparent și onest. Luați în calcul și posibilitatea preluării unui partid deja existent? Problema cea mai mare astăzi în România este că sunt foarte mulți oameni care cred în valorile liberale, care cred în proiectul de dezvoltare a României pe baza principiilor și valorilor liberale. Da. Și acești oameni trebuie reprezentați în mod onest, în mod cinstit, în mod corect de o grupare politică, de o forță politică care să fie corectă, consecventă și care să se bată pentru reprezentarea acestor interese și aspirații, deci, care există. Deci, va trebui să vă faceți partid, domnule Orban. Sunteți condamnat la acest deznodământ. Nu neg această posibilitate. Când voi lua decizii legate de acest subiect, le voi face public. Bun. A apărut pe pagina domnului Mihail Neamțu o postare în urmă cu o zi, sună în felul următor. Un sondaj făcut zilele trecute de o respectabilă instituție europeană măsoară separat PNL Orban și PNL Câțu. PNL Câțu situat la un șocant 3%, PNL Orban 11,5%. Și sigur o serie de comentarii cu privire la scorul electoral al celorlalte formațiuni. Până la acest moment ați studiat, ați inițiat poate vreo cercetare de piață pentru a vedea în ce măsură votanții liberali v-ar urma mai degrabă pe dumneavoastră decât pe PNL-ul tradițional, istoric, condus de Florin Câțu? În România, în afară de alegătorii care s-au prezentat la vot, care au fost sub 32% în data de 6 decembrie, practic peste 65% din populația României nu a participat la vot pentru că nu s-a simțit reprezentată de acolo, lideri și formațiuni politice credibile care într-adevăr să vină cu un proiect pentru România
care se determină pe oameni să aibă încredere și se prezintă la vot. Dacă voi decide să construiesc o forță care să reprezinte cetățenii români, mă voi adresa întregului public, nu numai publicului care a părăsit Partidul Național Liberal. Mulțumim pentru intervenție. Eu sunt un liberal și lucrul ăsta e cunoscut de toată lumea. Sunt un om care cred cu tărie în valorile liberale și într-un proiect liberal care să descătușeze energiile individuale ale națiunii române și să creeze cu adevărat un cadru care să permită fiecărui român să aibă inițiativă, să poată să se dezvolte, să poată să evolueze în carieră, să poată să reușească în viață. Urmărim. Mulțumim pentru intervenție, domnule